Din nou o pasă excelentă. Acesta este Mailat. Mailat, poziție de șut. Gol! Găsește vincul, găsește vincul Mailat cu o execuție de generic. Și FC Botoșani are 1-0. Este primul gol marcat de FC Botoșani în după o serie de 3 jocuri în care n-a reușit să înscrie. În noiembrie nu înscrisese. Deci are mai bine de unul de când a marcat. Cred că Târnovanul... Nu cred că ajunge. Hai să vedem. O dăm. E mare rău. Târnovanul ar fi trebuit să... Să apropie, l-a fost la vincul? Eu nu știu vincul. Hai să vedem mai rău. Oricum, un gol fantastic. Care arată că acest Mailat s-a maturizat. Aici Crețu greșește, nu trebuie să-i lase interiorul. Șut foarte bun. Da, e foarte, foarte bun. Foarte bun. Nu i-a lăsat, cred să știi că nu i-a lăsat interiorul. El încearcă să-l conducă pe Mailat spre exterior. Se poziționează în așa fel încât să-i blocheze dreptul. Numai că Mailat nu-l bagă în seamă. Are viteză de execuție. Face dribbling-ul ăla spre dreapta lui foarte bine, foarte repede. Și trimite în vinclu. Fiecare eveniment este judecat. Ce-o fi? Fiecare eveniment este judecat. Să vedem. Ce-o fi de verificat? N-am observat absolut nimic. Dacă a fost chemat să verifice... aici... Aici un foul care precede... Da, l-anulează, fii atent că l-anulează. Faultul lui Sadiku asupra lui companiu, e fault. Numai că nu-mi dau seama cam unde s-a întâmplat acest lucru în timp față de momentul pasei. Nu e nimic discutat, nu e mai fault evident. Da, faultul e indiscutabil. Faultul este indiscutabil. Să vedem ce decizie ia arbitrul George Găman, care poate interpreta faza asta, dacă într-adevăr... Validează golul? A validat golul, este 1-0. A validat golul, da. A considerat că e... Prea de mult în spate. Da, e prea de mult. O să iasă scandal mare. Faultul, da, o să iasă clar. O să iasă clar. Scandal. FCSB și așa se consideră dezavantajată de arbitru într-o mulțime de... Bă, de arbitri, într-o mulțime de... Faultul este indiscutabil, clar.